Vă salut, prieteni, și vă spun bun găsit din nou! O veste tristă a zguduit întreg sportul românesc și întreaga țară. Fotbalul românesc și inimile microbiștilor sunt în doliu. Ilie Balaci, supranumit minunea blondă a fotbalului, s-a stins din viață la o vârstă la care ar fi putut să mai pregătească multe stele care să strălucească pe gazonul românesc și nu numai. Ilie Balaci a ales să părăsească banca de antrenor duminică 21 octombrie 2018, o dată ce va rămâne zi de doliu în istoria fotbalului românesc, care a pierdut o minune. În jurul orei 9, legendarul jucător al Craiovei Maxima a trecut în rândul sfinților la numai 62 de ani, din cauza unui stop cardiorespirator. A fost resuscitat aproape 30 de minute de către medicii care au venit la casa lui, însă Balaci a ales să joace în echipa îngerilor. Supranumit Minunea Blondă, Ilie Balaci s-a născut pe 8 septembrie 1956, dar a fost declarat pe 13 septembrie. A jucat 347 de meciuri pentru trei echipe, Universitatea Craiova, FC Olt și Dinamo București. A marcat de 76 de ori pentru Știința, 7 pentru FC Olt și o dată pentru Dinamo. 15 ani a durat cariera de fotbalist a lui Ilie Balaci. 12 dintre aceștia i-a petrecut ca profesionist la Universitatea Craiova, care a apărut în mai mult de 300 de meciuri oficiale cu clubul și a câștigat 7 titluri majore. Ilie Balaci este considerat unul dintre cei mai mari fotbaliști români din toate timpurile, alături de Gheorghe Hagi, Nicolae Dobrin, Marcel Răducanu și Florea Dumitrache. Ilie Balaci este un produs al sistemului de tineret al Universității Craiova. A început să joace fotbal la 9 ani, în 1965, când a fost legitimat la Piticii Universității Craiova, potrivit Enciclopediei Educației Fizice și Sportului din România, 2002. A debutat în prima divizie la 17 ani, în meciul Jiul Petroșani, Universitatea, 1-1, iar o jumătate de an mai târziu, în reprezentativa României, în meciul contra echipei Franței, la Paris. A fost cel mai tânăr debutant în echipa națională, la vârsta junioratului, din istoria fotbalului românesc. Avea 17 ani și 6 luni. Ca jucător, a evoluat la Universitatea Craiova, între 1973 și 1985, FC Olt Scornicești, între 1985 și 1986, și Dinamo București, între 1986 și 1988. A disputat în divizia A 347 de partide și a marcat 84 de goluri. A adunat 69 de selecții în echipa națională, marcând 8 goluri. A fost desemnat de 2 ori fotbalistul numărul 1 din campionatul României, în 1981 și 1982. Cu toate că la 27 de ani, pe vremea când era cel mai bun fotbalist al României și liderul Craiovei Maxima, s-a accidentat, Ilie Balaci a continuat să joace până la vârsta de 31 de ani. Din păcate, a avut un final prematur de carieră, din cauza deselor accidentări. Cea mai gravă dintre ele, care practic a pus punct carierei de fotbalist a lui Ilie Balaci, s-a produs într-un meci de campionat jucat la Baia Mare, pe 21 februarie 1984.
Fiind accidentat, Ilie Balaci nu a fost prezent la turneul final al campionatului european din Franța, din 1984, deși aportul său la calificarea naționalei la campionatul european a fost considerabil. La 32 de ani s-a retras ca jucător de pe gazon și o vreme a oscilat între profesia de antrenor la copii și juniori și cea de reporter sportiv. Dedicându-se antrenoratului, a pregătit echipele de fotbal Dinamo Tineret, Pandurii Târgu Jiu, Trobeta Turnu Severin și Universitatea Craiova. În anul 1991, a părăsit România pentru a antrena echipe de fotbal din Asia și Africa, cu care a câștigat peste 20 de trofee și a fost supranumit Prințul Deșertului. Din palmaresul său de jucător, amintim 3 titluri de campion național cu Universitatea Craiova, 1973-1974, 1979-1980 și 1980-1981, dar și semifinalist al Cupei UEFA cu Universitatea Craiova, 1982-1983. Ca antrenor, a obținut Cupa Campionilor Africii, Cupa și Campionatul Tunisiei cu Club African Tunis, 1991-1992, Campionatul Cupa Marocului de 2 ori, Cupa Cupelor Țărilor Arabe de 2 ori cu Olympic Casablanca, Campionatul și Supercupa Emiratelor Arabe Unite cu Al-Shabab din Dubai, Cupa Campionilor Golfului cu Al Nasr din Arabia Saudită, Cupa Cupelor Țărilor Arabe în 2000 cu Al Ain, Supercupa Asiei cu Al Ain din Emiratele Arabe Unite, Cupa Cupelor Țărilor Arabe în 2000 cu Al Sadd, Qatar. Ilie Balaci a fost tată la 2 fiice, cea mare, Lorena, și cea mică, Liana Ungur, este o jucătoare profesionistă de tenis și este căsătorită cu Adrian Ungur. În toată cariera lui de fotbalist, Universitatea Craiova a fost marea lui iubire. Atât de mult a iubit Craiova, încât a murit aici, așa cum a declarat soția sa, Dana Balaci, în ziua tragediei. Ilie Balaci își vizita mama la Craiova, unde ajunsese cu gândul că, duminică seara, va urmări meciul Universitatea Craiova PCSB. Însă dimineața s-a simțit rău. Suferise un atac cerebral, iar în ajutorul lui au fost chemați medicii de la ambulanță. Manevrele de resuscitare au fost zadarnice. Inima marelui fotbalist a încetat să mai bată. Vestea a produs un șoc în sânul familiei, dar și în lumea fotbalului, în condițiile în care Ilie Balaci nu suferea de vreo afecțiune gravă. Ilie Balaci a încetat din viață în urma unui stop cardiorespirator. Ziarul de Craiova, citând surse apropiate familiei, scrie că totul ar fi plecat de la o reacție alergică pe care fostul mare fotbalist a avut-o. Sursa citată notează că Balaci a suferit o alergie puternică și nu a mai putut respira. El a suferit apoi un infarct, iar inima sa a încetat să mai bată. Ziarul de Craiova mai scrie că Ilie Balaci i-a cerut dimineața mamei sale un ceai cu lămâie, pentru că se simțea rău. Femeia s-a dus să îl pregătească, dar când s-a întors, l-a găsit pe Ilie Balaci căzut, aproape fără respirație. Primul om ajuns la fața locului a fost un vecin, care este și medic.
Ulterior, a ajuns un echipaj al serviciului de ambulanță Dolj, care nu a reușit să-l intubeze și a solicitat un echipaj SMURD cu medic. Cele două echipe de intervenție s-au chinuit minute bune să îl salveze pe Ilie Balaci. Dar au constatat decesul după o oră și jumătate în care au efectuat manevre de resuscitare. Familia lui Ilie Balaci a decis ca trupul să fie depus la Biserica Sfântului Ilie din Craiova, în care a avut loc atât cununia religioasă a legendei fotbalului românesc, cât și botezul celor două fiice, Lorena și Liana. Înmormântarea urmând să aibă loc marți, 23 octombrie, la cimitirul Ungureni. Decesul legendarului fotbalist a surprins atât foștii colegi ai lui Balaci, cât și fanii, în condițiile în care fostul internațional nu suferea de nicio boală și avea un stil de viață activ. Printre cei care au oferit reacții în legătură cu nefericitul eveniment, se numără Gheorghe Hagi, Gică Popescu, Cristi Chivu și alții. Regret nespus. Este o veste teribilă care, practic, m-a șocat. Sunt bulversat total. O pierdere enormă pentru fotbalul românesc, pentru toți cei care l-am cunoscut, pentru toți suporterii români. A fost un exemplu pentru noi toți, pentru generații de jucători, un om la fel de mare ca și talentul său. Transmit sincere condoleanțe familiei. Să aibă putere să depășească acest moment incredibil. Dumnezeu să-l odihnească, a spus Gică Hagi, conform anunțului făcut pe site-ul oficial al celor de la Viitorul. Atâta timp cât cerul e albastru, vei fi deasupra tuturor. Zbor lin, înger al universității, a scris și Gică Popescu pe contul său de Facebook. Cristi Chivu regretă faptul că nu a apucat să-i mulțumească lui Ilie Balaci pentru șansa de a juca la Craiova, echipa care a reprezentat rampa sa de lansare spre fotbalul mare. Iată ce mesaj a postat pe pagina de socializare Cristi Chivu după moartea lui Ilie Balaci. Mi-ai oferit posibilitatea să joc pentru echipa mea de suflet și nu cred că ți-am mulțumit vreodată. Sper că atunci când îți vei revedea prietenul, pe tata, să o facă el pentru mine. Dumnezeu să îți odihnească sufletul, nea Ilie, a fost mesajul lui Cristi Chivu. Dumnezeu să te odihnească în pace, suflet drag. Prea repede te-ai stins. Ai fost și ești un înger. Multe lacrimi pentru tine, nu o să fii uitat niciodată, dor și durere, a scris și Adrian Mutu pe pagina sa personală de Facebook. Și CS Universitatea Craiova a notat pe pagina de socializare, într-o zi mohorâtă de toamnă, Ilie Balaci a plecat să joace în echipa îngerilor. Dumnezeu să-l odihnească, nu te vom uita niciodată, Ilie Balaci. FC Universitatea Craiova regretă profund trecerea în neființă a lui Ilie Balaci, un uriaș sportiv al acestui club. Dumnezeu să-l odihnească, eternă recunoștință, notează FCU Craiova 1948 pe Facebook. Și Marcel Pușcaș, actualul oficial al FC Universitatea Craiova din Liga a III-a, a declarat pentru DigiSport: e foarte trist. Fotbalul românesc este mult mai sărac fără el. Este un idol al Craiovei și al fotbalului românesc. Era supărat pe faptul că nu antrenează în țara sa. Merita mult mai mult de la români. Dar acum nu mai contează. E de vreme, a murit la 62 de ani, a declarat acesta. Și Rodion Cămătaru
A declarat pentru gsp.ro, citez, nu-mi vine să cred. Era bine, totul era ok cu el. N-a fost niciun semn care să anunțe așa ceva. Este cel mai mare jucător alături de care am evoluat. E cel mai mare din toate timpurile, iar eu am jucat cu toți, și cu Dobrin, și cu Hagi. Din păcate, a avut o perioadă scurtă în vârf. Putea să fie și mai mare. Nici eu nu înțeleg ce se întâmplă cu generația noastră. Am încheiat citatul. Și Nadia Comăneci a postat un mesaj pe pagina sa de Facebook după ce a aflat că minunea blondă s-a stins din viață. O mare legendă s-a stins din viață, unul dintre cei mai mari jucători din istoria fotbalului românesc. Odihnește-te în pace, Ilie Balaci, te arată în mesajul postat de Nadia Comăneci. În perioada 2007-2009, Ilie Balaci a ocupat funcția de manager general al clubului de fotbal Universitatea Craiova. Clubul a fost dezafiliat provizoriu în urma votului din Comitetul Executiv al FRF în vara anului 2011. Curtea de Apel București a admis în luna noiembrie 2012 cererea de suspendare a hotărârii adunării generale a Federației Române de Fotbal. Ulterior, Universitatea Craiova a fost repusă în drepturi. La 25 martie 2013, Ilie Balaci a fost numit din nou în funcția de manager general al Universității Craiova. Enciclopedia Educației Fizice și Sportului din România mai notează în dreptul lui Ilie Balaci distinția de maestru emerit al sportului. Așa cum am amintit, ca jucător, Ilie Balaci a debutat la 16 ani, 11 luni și 5 zile în Liga 1. A evoluat de-a lungul carierei la Universitatea Craiova, FC Olt și Dinamo. A marcat 84 de goluri în 347 de meciuri în Liga 1. A câștigat 3 titluri în Liga 1 și de 4 ori Cupa României. A debutat la 17 ani, 6 luni și 10 zile, în tricoul Naționalei României. A marcat 8 goluri în 65 de partide jucate în tricolor. Ca antrenor, a câștigat 21 de trofee în Africa și Asia, cel mai important fiind Cupa Campionilor Africii. Iar în 2017 a stat ultima oară pe bancă, în Oman, la Al Suwaik. Meciul CSU Craiova-FCSB, care s-a desfășurat în aceeași zi în care Ilie Balaci a plecat la Îngeri, a fost oprit în minutul 8, pentru ca spectatorii să-i aducă un omagiu fostului internațional. În cea mai mare parte a carierei lui de fotbalist, Ilie Balaci a purtat numărul 8 pe tricou. Fanii care au umplut în totalitate arena din Craiova au aplaudat și au aruncat flori pe teren. Ilie Balaci, de la 8 la infinit, a fost mesajul afișat de un banner. Îți spunem și noi, drum lin, Ilie Balaci. De acum vei juca în echipa Îngerilor.